Dacă ar fi să reiei o zi din viața ta, să refaci o alegere, să o iei din nou de la început, care ar fi și de ce? Uneori ne uităm înapoi și ne întrebăm dacă am fi putut să alegem diferit. Dacă ar fi să aleg o zi din trecutul meu sau un an, aș opta pentru ziua în care am ezitat să spun sau să fac ce îmi doream cu adevărat. Eram prins în capcana fricii de a fi judecat, de a fi respins. Dar acum, privind înapoi, îmi dau seama că acea ezitare m-a costat mai mult. Acea ezitare m-a adus în punctul acesta. Știi, mă gândeam, de ce nu? De ce să nu filmez? De ce să nu văd care este procesul meu creativ? Înainte să-mi continui ziua, vreau să zic ceva. 3 ani am stat la facultatea de film și de regie și din toți ăștia 3 ani am un singur regret. Am început să fac filme din 2014, de când aveam 14 ani. Și am făcut scurtmetraje, am făcut reclame, am făcut multe. Și foarte multe din ele slabe, dar știi ce mi-am dat seama? 3 ani de facultate regie și dacă aș putea să-i schimb din nou, aș face ceva diferit? Aș face mai multe filme. Un scurt istoric. El este Timotei, din 2014. Din 2014, Timotei a descoperit After Effects. Vedeam tot felul de creatori de pe YouTube care editau, făceau tot felul de lucruri fantastice. Iar Timotei, din 2014, fiecare clip l-a editat cu After Effects. Mergem mai departe. 2015-2016, primul scurtmetraj. Apoi, 2017, avem Povești Cowboy. Apoi avem 2018. Încet a început o nouă idee cu Insomniacul, primul supererou al României. Am început mai întâi cu o secvență de luptă. După secvența de luptă în Iași, am zis hai să facem undeva să fie la țară. Am scris 3 scenarii, am filmat de 2 ori același episod și am postat unul din cele 3 episoade filmate. Totuși, am ajuns la facultate. La facultatea de film a trebuit ca să intru să predau un portofoliu. Și apoi, în 3 ani de facultate, am făcut un singur scurtmetraj. Facultatea de film este problema? Nu. Facultatea de film a fost facultatea pe care am vrut să o fac din totdeauna. Hai bă, Timotei, selfie boy! Și a fost extraordinar. Am învățat când mă uit la un film cum să mă uit la el. Dacă ceva nu ne place la un film, da? Nu știm de ce nu ne place, zicem, nu ne-a plăcut. Dar facultatea de film asta m-a învățat. Să mă uit la un film să știu de ce nu ne place sau de ce ne place. Am învățat cum să scriu un scenariu. Am învățat cum să lucrez în echipă. Bună ziua, bună ziua. Și am văzut filme extraordinare, regizori extraordinare. Dar aici cred că a fost problema. Am început să mă compar cu filmele alea prea bune. Și începeam să scriu. Deși aveam acum mult mai multă cunoștință decât aveam în 2017, de data asta nu duceam o singură idee la capăt. Ăsta al tău, nu, sună foarte bine, trebuie să-ți dai seama de direcție, dar e foarte curajos și mișto. Da. Nu, e foarte tare. Deci te încurajez, ce să zic,
as crazy as possible. Băi, mersi, mersi, dar zic, deci până acum aveam chestia asta, man, știi cum e? Deci știi că îți mai vorbeam, că scriam, dar nu știam dacă e ok, nu știam așa, man, era, știi ce era? Man, era o frică de... Eu era, dar mi-am dat seama, adică știu, a fost un moment de la o conversație cu mine însumi, man. Deci zici că la, aveam o frică că dacă mă apuc să fac din nou film, așa, o să realizez că nu sunt la fel de bun pe cât credeam că sunt. Știu ce zici, și pe mine mă preocupa. Cu cât faci mai mult, cu atât nu-ți mai pui întrebarea asta. Exact, exact, deci fix. Pentru că ești preocupat făcând chestii. Exact. Întrebarea este, bun, și unde mergem de acum încolo? Ce fac cu... ce plănuiesc să fac? Este să spun povești. Asta e tot. Apoi, vedem ce se întâmplă.